Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. România este în top 10 european la categoria turism rural și a fost uneori și în top 5 alături de Franța, primul stat care a speculat potențialul acestei forme de turism, dar și Austria, Italia, Spania, Grecia sau Ungaria. În ultimii doi ani, poate fiecare dintre noi a descoperit mai mult decât oricând ce înseamnă turismul tradițional la noi în țară. Festivaluri, plimbări cu trăsura trasă de cai sau cu sania, degustări de vin, mici excursii la mănăstiri sau muzeele din zonă, spectacole susținute de diverse ansambluri folclorice, dar și gastronomia tradițională, nu? Iar interesul pentru mini-vacanțele din țara noastră se menține pentru că mulți români caută un loc deosebit în natură, unde se respectă tradițiile și pot avea intimitate alături de familie, alături de prieteni. Așa se face că peste 100.000 de români sunt așteptați la pensiunile rurale și agroturistice în următoarele 3 săptămâni. De cealaltă parte însă sunt și românii excentrici, să le spunem, care preferă destinațiile atipice, excentrice, nu, sau chiar extravagante. Dar cum s-au schimbat gusturile românilor în materie de vacanță? Destinațiile de top din această vară care vor fi? Despre cum s-a adaptat întreaga industrie turistică la cerințele tot mai pretențioase ale turiștilor, vorbim astăzi la 60 de minute. Invitații mei din această seară, doamnelor, domnilor, dați-mi voie să vi prezint și dumneavoastră. Cornelia Lalu, avocat, este alături de mine. Bună seara și mulțumesc pentru prezență, doamna avocat. Traian Bădulescu, consultant în turism. Bună seara, Traian. Mulțumesc și eu pentru invitație și la mulți ani pentru acest an. Bună seara, la mulți ani și deci să ne dea Dumnezeu un an bun cu sănătate și cu multe Doamne lucruri. Doamne ajută și fără COVID, să sperăm. Așa să dea Dumnezeu, pentru că nu putem să discutăm despre vacanțe, nu putem să discutăm despre destinații fără a face referire nu și la ce s-a întâmplat și cum s-au schimbat lucrurile și în această privință după acești doi ani. Aș începe cumva emisiunea de astăzi într-o notă așa mai personală, pentru că nu fiecare dintre noi discutam neoficial înainte de a începe această emisiune și cu doamna avocat și cu tine, Traian, unde anume mergem. V-aș întreba direct și personal, v-ați gândit unde veți merge anul acesta, înspre ce destinații? Eu mi-aș dori foarte mult să merg în Creta, n-am fost niciodată în Creta, dar în același timp mi-aș dori să cunosc și alte locuri din țară. De exemplu, n-am fost niciodată la lacul Colibița, sau, adică sunt niște zone, mai ales în nordul țării, în Maramureș am fost de două ori, în Bihor n-am fost niciodată. Deci există niște locuri pe care mi-aș dori să le văd. Un județ foarte frumos este Bistrița Năsăud, de unde încep Munții Rodnei. Deci există foarte, foarte multe locuri frumoase, nevizitate în România. Și uneori pe mine mă doare când aud copii povestind că au fost în vacanță în Grecia, în Turcia, în alte locuri din bazinul mediteranean, dar ei nu-și cunosc țara, ceea ce este un pic dureros, mai ales când spui că suntem români și suntem patrioți. Ei, uite, Traian Bădulescu, nu, asta s-a schimbat în acești doi ani, pentru că am fost cumva condiționați de aceste certificate de vaccinări, în a merge în vacanțe în Europa sau nu numai. Foarte mulți români au început să redescopere ce înseamnă România. S-a schimbat ceva la acest capitol? Adică 100.000 de români care deja se gândesc în următoarele 3 săptămâni să-și stabilească o vacanță, și o să vorbim despre pachetele de Valentine's Day, de dragobete și așa mai departe. E un lucru important. S-au mișcat lucrurile în acești 2 ani? Da, s-a schimbat. Oricum, cei mai mulți turiști români statistic călătoreau oricum în România și înainte de pandemie. Mi-amintesc statisticile Institutului Național de Statistică. Consumau minim o noapte de cazare și ultimii ani, de dinainte de pandemie, ultimii ani normali, cum îi spunem, asta e, până în 2019, cam 90 milioane de români petreceau măcar o noapte de cazare la o structură de cazare în România și vreo 3 milioane în afară, în alte țări. Deci întotdeauna mai mulți români au fost în România, dar din cauza pandemiei, mai mulți români au evitat, mai ales în 2020, dar a și continuat tendința, au evitat să călătorească în alte destinații. Cel puțin au mai călătorit ca înainte, nu că nu s-a mai călătorit. Chiar am o vorbă și cei din turism, românul călătorește oriunde se poate, oriunde e o destinație mai verde,
oriunde nu sunt restricții foarte mari. Și turismul rural, într-adevăr, așa cum foarte bine ai precizat, a avut un succes foarte mare. Bine, turismul rural crește din anii 90, dar mai ales în contextul pandemic, mulți români au căutat structuri de cazare mai mici, precum pensiuni rurale și agroturistice, pentru că o pensiune are maxim 15 camere și acolo merg în general grupuri de prieteni în familie, se cunosc între ei și firește, este altceva. Turiștii căutând în continuare și măsurile de igienă și să fie o pensiune de calitate. S-a schimbat ceva la capitolul, pentru că vreau să discutăm și despre lucrurile astea. S-au schimbat, pe de o parte, pretențiile, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare ale turiștilor, dar s-a văzut ceva îmbunătățiri și la capitolul servicii oferite. S-a schimbat ceva? Îmbunătățiri la capitolul servicii au fost, chiar dacă hotelierii și proprietarii de structuri de cazare au trecut printr-o perioadă dificilă, nu mai vorbim de agențiile de turism, dar nu-ți poți atrage turiștii dacă nu oferi condiții bune. Chiar hotelierii nu au scumpit foarte mult. Au scumpit cu 10-15% într-un an și jumătate. De-abia au ținut pasul cu inflația. Pentru că, să fim realiști, multe produse s-au scumpit cu mult mai mult. Mai ales dacă ne gândim la energia electrică, la tot felul de tarife pentru consum, căldură și așa mai departe, au crescut mult mai mult. Cu toate acestea, e cumva paradoxal, doamna avocat, faptul că și acum în calitate fiecare dintre noi de om care se gândește la un moment dat să meargă într-un concediu. Paradoxal, de foarte multe ori, dacă iei acum, să spunem, site-urile, agențiile de turism la rând și cauți ofertă pentru concediul de vară, să spunem, poți să găsești oferte mult mai avantajoase în străinătate decât în țară. Explicați-ne, pentru că știu că ați pățit la un moment dat, adică ați mers în țară și, surprinzător, prețurile au fost... Dați-ne și un exemplu concret, că știu că ați pățit așa ceva. Da, adică am avut surpriza în această vară, sfârșit de sezon, deci august, sfârșit de august, să găsesc un preț la Slănic Prahova, deci o stațiune, un orășel care s-a dezvoltat frumos, nu pot să spun, dar un orășel cu niște prețuri destul de mari, adică 550 de lei locul de persoană. Eu nu spun, beneficia, într-adevăr, cum spunea domnul Bărbulescu, de niște amenajări deosebite. Adică au preluat o baie veche, baie de sare, au amenajat, au construit, dar totuși un preț de 550 de persoană pe zi este un preț mare. Înseamnă 110 euro. Cu 110 euro găsești pe Riviera franceză, bun, nu la Negresco sau la anumite hoteluri deosebite, dar găsești la hoteluri pe Riviera franceză, hoteluri foarte bune. Deci mie mi se pare că aici se greșește un pic în neadaptarea prețului, deși acel hotel despre care vă vorbesc era ocupat full-time și am înțeles că toată vara din iunie până în începutul lui septembrie, la 550 de lei locul reprezenta, cum să vă spun, un overbooking, adică așteptai ca să la un moment dat să renunțe cineva și să poți să ocupi. Deci lumea, totuși, există oameni destul de bine poziționați cu care risipesc în ghilimele sau plătesc pentru petrecerea unor zile asemenea sume. Deci există o capacitate a turistului român de a folosi și destinații extrem de scumpe și destinații mai puțin scumpe. Pe mine ce mă deranjează însă la România, spre deosebire de țări cu un turist tradițional și au Franța, de exemplu, Ministerul Turismului și agențiile naționale, că există și o agenție a operatorilor de turism sau așa ceva. Da, Asociația Națională a Agențiilor de Turism, sunt purtătorul ei de cuvânt. Foarte bine. Nu au editat, de exemplu, în Franța există Legit de France și te duci pe acea carte care este atât de groasă, da? Și ai acolo o groază de pensiuni, o groază de alternative de la cele mai ieftine la cele mai scumpe. Și acelea rămân, cele care se înscriu în Legit de France, rămân tradițional, adică el, proprietarul pensiunii sau proprietarul locului, că acolo mai sunt și castele, mai sunt și diverse hanuri medievale, n-are voie să derapeze de la tariful pe care l-a comunicat ministerului sau agențiilor naționale. Eu cred că la noi ar trebui un efort din partea autorităților care se ocupă de turism, indiferent cum se numesc, și în special Ministerul Turismului, pentru a promova turismul românesc. Corect.
Există, Traian Bădulescu, această comunicare? Știu, noi am mai discutat despre lucrurile astea, despre cum ar trebui să se întâmple, apropo de promovare, noi de o strategie. De 2 ani n-am avut deloc promovare, doar sectorul privat, așa cum a putut. Acum, de-abia, în sfârșit, Ministerul, cum se numește acum, al Antreprenoriatului și al Turismului, a anunțat că va participa la următoarele târguri de turism internaționale. Nu e suficient, trebuie și campanii de promovare, trebuie atrași agenți de turism din țările țintă în România, pe cheltuiala hotelierilor, nu neapărat a ministerului, împreună, dacă li se poate asigura și transportul, ar fi și mai bine, dar măcar la fața locului, pentru că noi, să fim realiști, avem potențial mare, dar nu suntem încă o destinație atractivă, precum Franța, Italia. Legat de tarife, aici avem și structuri de cazare cu tarife foarte mici, majoritatea chiar, dar într-adevăr sunt cele de top și căutate, dar nu e vina proprietarului. Dacă are vad, prețul se poate menține. Da. Adică uitați-vă la sărbătorile de iarnă. Am înțeles că la Poiana Brașov... Da, și tarife de 2000 de euro pe cameră. Exact. De familie de cameră sau mai mult pentru 5-6 zile maxim. Da. Poate 4-5. Bine, acestea cred că totalizează 10% din structurile de cazare, cele mai scumpe. Dau un exemplu. Am vizitat pensiuni și hanuri extraordinare, unele construite sau finalizate în timpul pandemiei. Am vizitat un han cu specific brâncovenesc în Țara Făgărașului. Nu dau nume, dar zic ca idee. Prețul promoțional cel puțin era de 200 de lei pe noapte camera cu mic dejun și arăta senzațional. Cred că în Occident ar fi costat 200 de euro minim. Dar ce ați spus dumneavoastră la Slănic, Prahova, într-adevăr, mi se pare un preț foarte mare, poate era de 500 lei plus sau 200 și ceva de euro pe cameră pe noapte, e un preț mare. Dar, într-adevăr, dacă aveau vad, înseamnă că au o comunitate a lor și au știut să se promoveze. Cum e diferența la tren, între clasa 1, clasa 2? Întrebarea este, dacă, apropo de ce spune Traian Bădulescu, dacă serviciile într-o astfel de situație, adică la un astfel de preț, sunt pe măsură. Pentru că, până la urmă, turistul, în momentul în care caută să meargă într-un loc în weekend sau în vacanța de vară sau de iarnă sau indiferent ce și cum, caută ca acel raport calitate-preț să fie echitabil. Din ce am discutat cu turiștii care, v-am spus, erau la această unitate de cazare și erau mulțumiți pentru că le ofera, în afară de micul dejun și prânzul, seara le ofera un program artistic care era destul de consistent și lumea era mulțumită. Și acela costă, într-adevăr, pentru că costă artiștii. Exact. Este. De aceea de Revelion sunt tarifele mai mari, invită artiștii. Deci exista o mulțumire din partea celor care foloseau acel resort. Dar mie mi s-a părut personal un tarif destul de mare, adică raportat la un venit mediu de 5.000 de lei, salariu mediu, să zicem, pe economie, mi s-a părut un tarif mare. Și aici ajungem la un subiect cumva nu neapărat sensibil, dar cred că putem să-i spunem așa. Vă întreb direct, Traian Bădulescu, la cum sunt ofertele acum în țară, în străinătate? Cine își permite să meargă sau își poate permite aproape orice român care are un venit, nu știu, să spunem, mediu, să găsească acum o variantă de vacanță? Absolut. De exemplu, sunt oferte, sunt agenții de turism care promovează ambele litoralul, și cel ale Mării Negre, și cel românesc și cel bulgăresc. Sunt oferte în România în iunie, de exemplu, la sfârșitul iunie. Și o lună superbă, iunie, da, pentru da, mare. Poate să stea o familie și cu 1000 de lei o săptămână la un hotel de 3 stele cu mic dejun. Deci sunt pentru toate buzunarele. Dar în Mamaia Nord, Năvodari, într-adevăr, sunt oferte și cu 2000 de euro sau 2500 de euro la un hotel de 5 stele sau la un all-inclusiv de 4 stele în august, iulie-august. Depinde de fiecare buzunar și sunt anumite hoteluri gen club, acolo deja și-au format clientela, așa cum e și în Poiana Brașov, mai ales de sărbători, dar câtă vreme există cerere, normal, se adaptează și oferta. Dar România totuși e o țară pentru orice buzunar. Cine nu își permite să meargă Mamaia Nord, poate să meargă în Venus sau în Jupiter, unde poate să găsească și oferte mult mai ieftine. Sau în Bulgaria, la fel. Și în Bulgaria sunt hoteluri unde un cuplu poate să stea la oferte speciale și cu 400-500 de euro săptămână la all-inclusiv. Avantajul bulgarilor, dacă noi avem undeva la spre 40 de hoteluri all-inclusiv, că au început și la noi să se dezvolte în acest concept, în Bulgaria au multe sute, dar și în Bulgaria, cel mai bun hotel de pe litoralul lor, culmea, inaugurat în timpul pandemiei, un sejur costă vreo 2.000-2.500 de euro în iulie-august, condiții de Antalya, și sunt familii care aleg, care merg și acolo. Asta înseamnă un all-inclusiv, ca să înțelegem, sau nu neapărat? La acel hotel e ultra all-inclusiv, e un hotel de top, de 5 stele,
și cam imită condițiile din Antalya, doar că este mult mai aproape. În Bulgaria au ales mulți turiști să meargă în continuare pentru că au fost restricții mai puține, contează mult și proximitatea. Da, foarte mult. Și cei mai mulți turiști români vara au mers clar pe litoralul românesc în primul rând, clar, rămâne de bază, și apoi litoralul bulgăresc, cantitativ. Când mă gândesc la litoralul românesc, mie nu-mi pot ieși din minte, doamna avocat, acele imagini pe care le-am văzut anul trecut, cu acei oameni care se înghesuiau în plină pandemie și... Deci nu e adevărat. Eu am fost anul trecut în august și nu pe toate plajele. Erau câteva plaje. De exemplu, scuze că te întrerup, Mariana, vă rog. Cele lărgite au un avantaj, nu era înghesuială. Pe câteva da, plaje am văzut înghesuială, nu pe multe. A fost o discuție și acolo. Dar au fost. Deci imaginile acelea nu putem să nu le uităm. O vacanță despre ce ar trebui să fie? Sau contează foarte mult în funcție de ce își dorește fiecare? Exact. Eu cred că fiecare turist are o anumită așteptare de la cele 10-14 zile pe care vrea să le petreacă undeva. Adică eu, de exemplu, am așteptare să mă odihnesc, să am lucruri, un environment care să fie relaxant, fără zgomote. Alții preferă, cum spunea domnul Bădulescu, în cluburile, mai ales Nordul Mamai, unde s-au făcut diverse rezidențuri, cum se spun, o serie de blocuri care conțin și 2-3 piscine și spații de distracție, gen discoteci între ele. Deci există, fiecare turist își dorește ceva. După aceea mai este și influența anturajului. Pentru că ați văzut, sunt foarte mulți care și-ar dori altceva, dar pentru că prietenii lor, cu încă niște prieteni, pleacă în acea zonă, de jenă se duc și ei în acea zonă, chiar dacă se întorc nemulțumiți. Deci depinde și de structura fiecărui turist, de structura. Eu aș vrea totuși să discutăm un pic și despre faptul că avem totuși servicii, vorbeați de servicii de calitate. Dar în România există totuși o plajă destul de însemnată cu servicii proaste, nu atât în hotelărie, cât în restaurație. Și chestiunea asta pe mine mă deranjează ca român, ca turist, ca beneficiar al acestor servicii, pentru că, într-adevăr, personalul e sezonier. Nu putem să... dreptate. Da. Deci, pe perioada mai, să zicem, septembrie, personalul, mai ales pe litoral, este sezonier. Întotdeauna a fost sezonier și înainte de 90 se aduceau din țară. Dar acum, pentru că nu mai există acele școli, existau școlile de turism și de învățat post-liceale în hotelărie și în restaurație, faptul că acele școli poate mai există, nu știu dacă școala de pe viilor mai există sau dacă mai există în țară, mai există. Cei angajați nu mai trec prin acest filtru și atunci serviciile au de suferit și lumea este nemulțumită. Cum pot fi îmbunătățite? Că dacă toți suntem aici, e important să clarificăm. Problema serviciilor e importantă, într-adevăr. Cele mai avantajate sunt hotelurile de oraș sau cele de stațiuni montane, unde au personal permanent. Uh-huh. Hotelurile de pe litoral, într-adevăr, ele funcționează maxim 4-5 luni. O mare parte din ele, 80%, și au personal sezonier. Avantajul este al proprietarilor care au hoteluri, să spunem, și la munte și în alte orașe și pe litoral. Și atunci îi deplasează, da. Dar mai e o problemă. Din cauza pandemiei și a restricțiilor, și statul, din partea statului, au venit foarte greu ajutoarele. Vin, da, greu. În Marea Britanie, ca să dau un exemplu, am și eu prieten acolo, a fost lockdown total o perioadă, dar imediat le-au venit compensațiile. Știau măcar, închideau, nu de plăcere, exagerez, dar închideau știind că măcar primesc o sumă medie față de cât ar fi câștigat. Bineînțeles, dovedind cât au avut anul trecut, anul precedent. Și aici e la noi o problemă, cât se raportează fiscal și cât nu. Eu cred că va fi, dacă s-ar introduce un asemenea sistem la noi, aproape, să zic, peste 75% din cei care solicită ajutorul nu vor putea dovedi că e regula aceea să vă scazi cât 25% din încasările din anul trecut, ori dacă încasările pe anul trecut raportate fiscal sunt micuțe, nici ajutorul nu va fi substanțial. Agențiile de turism au putut dovedi din alea, start, da. Pentru că o agenție de turism nu are voie să vândă decât de la o structură de cazare autorizată, altfel își pierde licența, da, și nu are cum. O agenție de turism are nevoie de factură de la structura de cazare. Dar revenind la personal, mulți s-au reangajat în alte domenii, marketing, vânzări, pentru că n-au putut să stea dacă s-au închis hotelurile, nu mai revin în domeniu. Acum chiar și
proprietarii de structuri de cazare au mărit salariile în ultimul an, doi ani, dar acum e penurie de personal și cel puțin la nivel de chelneri, ospătari, șef, bucătari și middle management, am început și noi să angajăm în turism, am început să fie angajați, mulți vedem și în București și pe litoral, lucrători din Vietnam, Sri Lanka și Nepal. Și mai nou și din Nordul Africii, din Maroc. Pentru că sunt foarte silitori. Foarte muncitori, sunt plătiți la fel. Din potrivă, poate costă mai mult pentru că trebuie să li se asigure și o masă și cazarea. Dar, într-adevăr, sunt silitori și e o tendință. E o problemă, într-adevăr, cu forța de muncă în turism la ora actuală. Pentru că mulți români nu mai vor să lucreze în turism. Este o realitate. Având percepțiile din trecut, deși chiar s-au mărit și salariile în turism. Făceați referire ceva mai devreme și la ajutoare și aș vrea să vedem și o declarație pe care a făcut-o astăzi ministrul de finanțe apropo de întâlnirile care au fost până acum și care ar urma evident să aibă loc cu reprezentanții Horeca și în zilele următoare. Am avut o serie de întâlniri cu industria Horeca și au mai fost și ieri întâlniri și cred că o să completăm un pic sprijinul. Este vorba în primul rând de impozitul specific, pentru că dânșii cu toate aceste restricții totuși au fost în situația de a fi afectați. Sunt mai multe măsuri acolo care duc de fapt la simplificarea relației contribuabilului cu fiscul și cred eu că săptămâna viitoare, dacă reușim, pentru că am mai primit încă o dată o serie de sugestii de la industrie și vreau să le mai întâlnim o dată și cu celelalte industrii, să prindem o serie de facilități fiscale. Important este să venim, și asta e cel mai important lucru, să accentuăm inclusiv înlesnirile la plată, eșalonările, pentru că, după cum știți, v-am spus și în decembrie când am prins o serie de măsuri privind combaterea evaziunii fiscale, intenționăm clar să venim în compensare și cu o serie de măsuri de eșalonare și de facilități pentru plata datorilor, înțelegând totuși că economia trece printr-o perioadă nu prea bună. L-am auzit și pe ministrul de finanțe vorbind apropo de evaziunea fiscală, nu, la care făcea referire și doamna avocat ceva mai devreme, și eșalonare. Cât de important este, Traian Bădulescu, cât de important a fost susținerea pe care ar fi putut-o primi cei din Horeca și cum se pot tura motoarele la maximum, ca să zic așa, ca să fie în regulă și pentru proprietarii de pensiuni, de hoteluri și așa mai departe, dar și pentru turiști? Bine, răspunsul e foarte simplu, doar să se aplice. Odată să fie o comunicare mult mai bună public-privat, nu ar fi rău să avem o organizație de management a turismului, cum sunt în Germania, în Austria, în Franța, public-privat, și să colaboreze cu adevărat, nu doar prin consultare. Ajutoarele au început să vină, dar totuși unele firme au fost respinse din cauza lipsei unei virgule. Mi se pare exagerat. Dacă dovedesc ce cifră de afacere au avut, doar că n-au completat bine un câmp. Ar fi trebuit să aibă sprijin mai mult, totuși. Au început să vină, dar destul de târziu. Se observă în sfârșit o dinamică, dar de fapt nu sunt ajutoare. Sunt despăgubiri, pentru că nu e vina celor din turism că au fost nevoiți să închidă. Bine, nu e nici vina guvernelor, dar statul ce rol are? Dacă statul nu e umbrela protectoare a cetățenilor, atunci ce rol mai are statul? De ce mai avem nevoie de guvern și de conducători dacă nu sprijină la nevoie atunci când este cazul? Și ar fi bine să fie o campanie de promovare puternică în sfârșit, dar o campanie înseamnă și a aduce agenți de turism invitați în România, a plăti campanii de promovare pe principalele posturi de televiziune, în presa internațională. Nu numai târguri internaționale, dar dau un exemplu. În timpul pandemiei am asistat la workshop-uri, la conferințe făcute de Ungaria, de Bulgaria, de Austria. De ce nu am face și noi la fel? Cum fac aceste state? Adică cum se promovează? Ajută și sectorul privat. Nu trebuie doar statul, dar e necesar bugetul statului și e necesar un început din partea statului. Normal, e bine să contribuie pe partea de sprijin. De exemplu, hotelierii pot să cazeze fără să solicite, să spunem, anumite sume, agenți de turism importanți sau jurnaliști importanți care promovează la rândul lor. Nu e complicat. Se poate rezolva, dar acestea sunt aspecte mai minore. Statul, în primul rând, poate să angreneze zeci de milioane de euro anual în promovare. Rezultatele nu vin peste noapte. Asta e.
vin într-un an, doi, trei, dar fără campanii de promovare și fără un produs turistic bine promovat, degeaba. Noi cui ar trebui? Vă rog, vreau să întreb ceva. Există niște taxe de stațiune care se aplică pe fiecare cazare, da? Ele unde merg? Merg la autoritățile locale sau merg la bugetul Ministerului Turismului? Știți cumva? Eu știam că taxele merg la de lei. Primăria fiecarei localități, la autoritățile locale. Deci, dacă de asta nu știu unde merg acele câțiva lei care se adaugă pe fiecare sejur. Ar trebui și autoritățile, aceste unități administrativ-teritoriale, să sprijine, pentru că până la urmă ține de dezvoltarea localității. Și aceia nu sunt banii hotelului, aceia sunt banii plătiți de turiști. De turiști, da, e o taxă în plus. Și Bucureștiul are o astfel de taxă, bine, e diminuată din cauza pandemiei. La fel și în București, de multe ori se tot discuta de ce această taxă nu este folosită transparent pentru promovarea Bucureștiului, exact. Care este un oraș care chiar merită să fie promovat. Chiar azi dimineața am fost la o conferință internațională europeană, am fost invitat să prezint Bucureștiul. Am avut din fericire ce să prezint și niște filme de promovare. Au fost croați, maghiari, francezi, englezi și au rămas surprinși să afle anumite amănunte. De ce ei nu știu? Mie mi-au spus oameni de turism și oameni de afaceri din țări vestice. Noi am descoperit personal România, dar voi nu vă promovați. Habar n-aveam ce aveți voi. Și în cazul ăsta ne mai mirăm de ce nu vin turiștii străini, la fel cum veneau înainte de 89, doamna avocat, nu? Eu cred că înainte de 89 a existat, și nu sunt nostalgică, o politică de promovare. Adică Ministerul Turismului și birourile, era Biroul de Turism pentru Tineret, era ACR-ul care și el, în afară de asistența tehnică, acorda, erau diverse programe de excursii cu iubitorii care aveau autoturism, plecau în țări străine și străini din Europa, cel puțin din țările socialiste, veneau în România. Deci exista o concepție pe perioadă lungă, de 5 ani, de 10 ani. Ori acum se vede, știți cum e, se schimbă guvernul, pac, am uitat trista vechi. Moștenire. Nu, dar uităm de vechile programe. Adică mie mi se pare normal ca, mai ales în turism, care n-ar trebui să fie implicat foarte mult politic, programele desfășurate de Ministerul Turismului să fie a la lung și pentru viitorul ministru și pentru ministrul de peste 2 mandate și pentru cel de peste 3 mandate. Adică promovarea, știți, s-a discutat foarte mult atunci cu Frunza, cu Promovăm România, da? Vă aduceți aminte. Ideea n-a fost rea. Problema a fost că ea a fost foarte mult lovită politic la un moment dat și a dispărut și Frunza. Da. Eu chiar aveam o vorbă. Dacă era un buget și o campanie deșteaptă, putea să fie logo-ul și un punct. Exact. Dacă știam să-l promovăm. Da. Nu neapărat. Bine, problema e, o spun mereu cu curaj, îmi pare rău. Din păcate, oamenii de afaceri trebuie să facă afaceri și politicienii trebuie să facă politică. Dar politicienii la noi fac afaceri și de aia nu vor să aibă de-a face cu oamenii de afaceri. E o realitate. Mi-o asum. Da, până la urmă, dacă mulți e să ne gândim... Nu toți, avem și politicieni buni. Dacă e să ne gândim obiectiv, în primul rând, promovarea asta o facem pentru noi, pentru români, pentru că sunt și foarte mulți români care nu știu. Asta pe de o parte, dar și pentru străini. Și ce anume ar trebui să promovăm? Știm ce e specific la noi? Știm cum ar trebui să ne promovăm? Este o întrebare foarte bună, că încă nu știm exact. Am vorbit și cu oameni de turist și ei recunosc. Nici noi nu am definitivat bine produsul turistic, dar n-a fost nici sprijin. Multe agenții de turism au încercat să atragă turiști străini, dar dacă nu e imagine, dacă nu ajută și statul, e foarte greu. Să duci turiști români în România sau în străinătate e mai simplu. Nu extrem de simplu. Să ai o agenție nu e ușor, dar ai la îndemână. Ca să atragi turiști străini, nu poți să dai doar un anunț sau să iei de pe internet. Trebuie să te deplasezi la târguri. Trebuie să creezi relații de parteneriat cu agenții de acolo. Durează. Tururile operatoare, invitate, da. Sigur. N-ai. Pentru că România va putea avea turiști străini și, bineînțeles, în primul rând ar fi bine să atragem turiști străini. Pe partea de turism intern a mai ajutat și pandemia și voucherele de vacanță. Sunt o măsură foarte bună de respiro pentru turismul intern, pentru că dacă n-ar fi voucherele, poate ar intra mai multe hoteluri în faliment și după aceea unde îi mai primim pe turiștii străini. Și se dezvoltă și serviciile, dar incoming-ul, inbound-ul, atragerea de turiști străini înseamnă export de servicii, bani care ne intră în țară, nu bani cheltuiți în interior, în familie, cum se spune. Da, vorbeați ce să promovăm în România. Vă rog, da. Stau acum și mă gândesc, de exemplu, cusăturile tradiționale, da?
ai putea dezvolta în anumite zone, anumite județe, care nu au acces la autostradă, n-au acces la șosele, la drumurile europene, da? Ai putea promova niște școli de cusături tradiționale, fie ei, fie împletituri din piele, adică există foarte multe modalități, dar pentru asta trebuie sprijinul județului, a unității administrativ-teritoriale de acolo, sprijin de la minister și poate și sprijin de la Ministerul Educației, pentru că ai putea introduce, decât să introduci niște discipline opționale la care acei copii nu se duc la școală, mai bine introduce cusătura tradițională și s-ar învăța și s-ar putea dezvolta, vinde, promova regiunea respectivă. Nu? România ar putea să promoveze foarte mult, mult mai mult tradițiile și exact. Turismul rural oricum este în top la nivel european, e permanent în top 10 și a fost și în top 5 la un moment dat. Eurojit, într-adevăr, Eurojit este asociația europeană și Jit de France e prima organizație europeană pe care ai și menționat-o la început a turismului rural și e modelul cam pentru toate. Și Jit de France ne-a apreciat foarte mult. Antrec, Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, a dezvoltat mult turismul rural după 90 și este o nișă. Nu poate fi turist de masă, pentru că o pensiune primește câteva zeci de turiști maxim. Dar o zonă se poate dezvolta. Dar o zonă, bineînțeles. Și majoritatea turiștilor străini care vin în România, în afară de cei care vin pe partea de evenimente, business, concerte, preferă circuitele culturale, orășelele, stațiunile, turismul rural, cu asta chiar putem atrage foarte mult, din ce în ce mai mult. Chiar voiam să vă întreb un alt aspect pe care vreau să-l lămurim. Ce caută turiștii? Pe de o parte, turiștii din România, românii care merg în țară, pentru că ne gândim la ce? La Marea Neagră, ne gândim la zona Moldovei, la mănăstiri, ne gândim la Bucovina, ne gândim la Ardeal, ne gândim ce caută turiștii români și ce caută turiștii străini. Ajungem și la festivaluri, pentru că și acolo e un soi de particularitate. Depinde, turiștii români caută mult mai mult turism static, nu zic în sensul rău, de relaxare. În marea majoritate merg pe litoral, merg să se odihnească, să stea la plajă, să mănânce ceva bun, la fel la munte să se relaxeze, mai urcă un pic pe munte. În sfârșit, unii mai merg și la schi, mai fac sporturi de iarnă. A început să se dezvolte și la noi segmentul de turiști de circuite, dar e mai mic acest segment. Sunt turiști care vor să viziteze, într-adevăr, mănăstirile. Ce fel de circuite pot fi făcute? Sunt câteva agenții care chiar fac circuite inedite. De exemplu, circuitul Dobrogei. Dobrogea înseamnă și cealaltă rivieră vestică, Dunărea. Sunt cetăți dacice, sunt ruine, sunt sate, tătărăși, turcești. Dobrogea, pe lângă delta. Dobrogea nu înseamnă numai delta, care este într-adevăr cea mai unică destinație a României, este adevărat că e cea mai mare delta. Înseamnă ce? Podișul Casimcei? Podișul Casimcei, da. Enisala, sunt turiști care merg până jos la Negru Vodă, exact. Da, pot să face, da. Cetățile dacice, da. Zona Apusenilor, sunt și produse inedite. România, oricum, pe tot cuprinsul ei are atracții, doar că unele nu au fost promovate suficient. Și am eu un of, Dunărea nu e promovată suficient. În afară de intrarea în România, unde avem cazanele, care e considerat chiar cel mai spectaculos peisaj riveran din Europa, și acolo, într-adevăr, avem și pensiuni de calitate la Orșova, Eșelnița, și apoi Moldova veche, nouă. Da. Și apoi avem ieșirea Dunării, Delta Dunării, care, într-adevăr, este unică și recunoscută, aproape jumătate din turiștii de delta erau străini la un moment dat. Dar vreau să vă întreb, de ce n-au reușit aceste curse pe Dunăre în jos? Adică ele s-au oprit, pleacă din Austria, Ungaria. Din cauza lipsei infrastructurii la noi și a birocrației. Vă dau un exemplu. Pe vremea lui Dan Matei Agaton, când era ministrul turismului, și el s-a plâns. Era o companie care avea are ca simbol trandafirul și obiceiul lor să dea cadou. Cumpărau din port câte un trandafir fiecarei doamne și domnișoare de pe vas. Frumos, da. N-au putut de la noi pentru că li s-a cerut adeverință de import de și așa mai departe și au reușit de la bulgari pentru că ei au zis, da, cumpărați. Ca să dau un exemplu, poate minor, dar nu e chiar minor. Da, Dunărea ar putea fi exploatată foarte frumos turistic. Exact, și ei pot să descopere România măcar o zi de la Dunăre. Oricum mai sunt excursii în delta, excursii în București. Da, și Giurgiu dacă îl vizitezi, și Oltenița dacă o vizitezi, adică s-a pierdut, cred eu, o ocazie cu croazierele acestea pe Dunăre fantastică.
Încerc să mă gândesc acum și la Delta, pentru că făceați referire, Traian Bădurescu, ceva mai devreme. O destinație turistică destul de piperată, ca să zic așa. Explicațiile care? Nu, e normal, pentru că costă și transportul. E o destinație izolată, într-adevăr. Nu poți să ajungi cu automobilul, cu autocarul, numai embarcațiunile și combustibilul costă. Bine, cine merge în Delta și asumă că nu merge la Costinești. Sunt prețuri mai mari pentru că sunt costurile destul de ridicate. Chiar vorbeam cu proprietari de pensiuni și hoteluri și îmi spuneam cât îi costă transportul și așa mai departe. Asta e în Delta, în afară de, să spunem, Murighiol, sau la intrarea în Delta, te costă să transporti ceva. Dar sunt și casele acolo, de a ridica o casă este mult mai scump decât la Tulcea să ridici, de exemplu. În Delta nu poți să ajungi cu automobilul, din start trebuie cu o embarcațiune. Și totul se transportă pe apă, da. Exact ceea ce vedem și acum, toate se transportă pe apă și combustibilul costă și infrastructura e mult mai costisitoare în Delta. Bine, Delta nu poate să fie o destinație de masă. În Delta... Ar fi nenorocire chiar. Da, exact. E selectat, să spunem, publicul. Bine, oricine e primit își asumă condițiile și de obicei merg pasionații acolo. De la photo hunting, natură, până la pescuit. De ce nu? Dacă e să ne gândim, pentru că până la urmă e vorba de bani care ar intra în țară, nu? Cum ar trebui să regândim cumva strategia asta de promovare? Ar trebui să se pună la masă, așa cum spunea Traian Bădulescu ceva mai devreme, și oamenii de afaceri, și politicienii, și există deschidere? Vedeți, exact așa ar trebui să se întâmple, dar eu mă gândeam că acest lucru n-ar fi posibil decât după ce s-ar promova și implementa acel proiect de regionalizare a României, pentru că nu poți să dezvolți pe județ. Până ajunge la acel obiectiv turistic într-un X județ, turistul parcurge alte trasee. Dacă traseele acelea sunt pline de hârtoape, în ghilimele, în sensul că diverse piedici, că turistul renunță. Deci de asta eu cred că dacă s-ar aproba această regionalizare a României, adică o jumătate de Muntenia, o jumătate de Oltenia, Dobrogea ca integralitate, atunci s-ar putea pe aceste zone dezvolta un turism, cum să vă spun, coagulat, închegat. Exact cum spunea domnul Bădulescu, plecăm din sudul Dobrogei și ajungem până în nordul Dobrogei, vizităm, adică se poate petrece 7-10 zile pe o zonă extrem de nevalorificată în acest moment. Poate, așa cum spuneți, sunt agenții care s-au gândit la acest proiect, dar există mijlocul Transilvaniei, nu numai nordul Moldovei, Bucovina cu anumite mănăstiri există, și Moldova medie, adică între Focșani, partea aceasta, Vrancea, drumul vinului. De exemplu, nu există la noi, s-a încercat, am văzut, dar un drum al vinului ar trebui de la începutul lui septembrie până la sfârșitul lui noiembrie, noi să avem excursii privind podgorile românești, pentru că prea ne lăudăm cu vin și tu să nu ai acțiuni de promovare cu turiști români și turiști străini. Pentru că crame există, capacități de cazare există. Bine, în zonele. Dar organizate timid. Exact, organizarea lipsește. Nu, deci concepția generală lipsește, da. Nu știm să ne promovăm, nu știm să ne vindem, cu alte cuvinte, nu? Acum câțiva ani am avut invitat un manager de la o cramă mare din Franța, producători de vin și șampanii, chiar șampanii și apanii din zona șampanie, da. Și l-am lăsat, bine, nu eram doar invitatul nostru, n-a trebuit să stăm chiar zi de zi, și l-am lăsat în centrul vechi o seară și s-a întors uimit a doua zi. Doamne, ce vinuri am degustat, am și cumpărat mai multe și nu sunt chiar ieftine în centrul vechi, bine. Da. Omul a fost... fiind în domeniul lui, a zis, aveți vinuri extraordinare, eu nu știam că în România sunt vinuri așa de bune. Și a zis-o un francez, ei fiind de cele mai multe ori numărul 1 în producția vitivinicolă și la calitate. Pe lângă Italia, Spania și mai nou și California, Africa de Sud, dar Franța e Franța. Noi am putea să atragem pe nișa vinurilor, da, mulți turiști, așa cum o fac, sunt turiști care vin numai pentru vinuri în Italia. Cine ar trebui să se trezească, Traian Bădulescu, ca să vadă lucrurile astea și să treacă la acțiune, ca să zic așa? Bine, ar trebui și o structurare regională, într-adevăr, cum bine ați spus, și sunt organizații regionale și la ora actuală. Există Asociația de Promovare Oltenia de Sub Munte, a fost numai momentan, Asociația Litoral Delta Dunării,
ar trebui totuși să fie parteneria public-privat, exact, și național și pe regiuni. Exact. Să fie bugete de promovare, pentru că dacă nu promovezi, nu poți să atragi. Și nu e de ajuns doar pe internet, doar în social media. Bine, contează, dar și acolo e nevoie de bugete, chiar dacă mai mici. Și trebuie neapărat și luat legătura cu turoperatori, cu agenții de turism din țările țintă, pentru că ele au acces la clienții lor. Nu, dar mă uitam, de exemplu, la Republica Moldova. Au niște podgori, nu le mai spun numele, cunoscute din timpul lui Ștefan cel Mare, unde lumea vine, se plimbă cu mașina în respectivele podgori. Se promovează, una, prin prețurile foarte mici, prin calitatea vinului, și doi, prin apropierea de turist. Adică la sfârșit ți se dă cadou o fiolă de, nu, deci nu extraordinar, o fiolă din șampanie, că produc și ei, mă rog, băutura spumantă, să zicem, cu denumirea respectivă. O fiolă dintr-un vin alb, dintr-un vin roșu. Deci există o preocupare, deși Moldova e mai săracă ca noi, ca să zicem, a avut și tulburări, diverse tulburări politice, adică schimbări de regim, dar au păstrat această concepție de promovare. La noi văd că nu se dorește, nu se... Despre noi se spune că suntem foarte ospitalieri, dar dincolo de asta e nevoie și de a ști cum să te promovezi? Dar e o atitudine pe care trebuie să o ai, o atitudine față de bogăția din zona ta. Vă dădeam în exemplu zona Vrancei, da? Avem Pancio, Dobești, Cotești, nici nu mai știu toate... Și avem soiurile noastre de vin, da? Da, deci avem niște podgorii fantastice acolo. Normal ar trebui să existe, v-am spus, o concepție generală unitară pe țară, chiar și excursii, de ce nu și excursii tematice, pentru că și elevii de liceu nu e neapărat nevoie să bea. Problema este să vadă cum se produce vinul, cum se produce, poate își doresc să devină ei viticultori, ingineri de industrie alimentară, adică asta mă deranjează, că nimeni nu se preocupă de acest aspect și avem, adică dacă n-am avea, uitați-vă la Ungaria. Ungaria este o țară săracă, între nisipuri. Și ați văzut cum își promovează paprika galben, gâștele și așa mai departe. Deci la noi nu există voința politică îngemănată cu partenerii. Nu avem voință politică, da, în primul rând. De, uneori am și spus-o. De parcă oameni de la... Un om obișnuit, să spune, până la politicieni de rang înalt, parcă sunt hateri, cum se spune acum, și parcă nu-și iubesc țara, n-au încredere în ea. Din păcate, e o realitate. Adică avem multe și de promovat, multe, dar nu se dorește, nu știu, că spui ești patriot. Ce înseamnă să fii patriot? Să-ți iubești țara, să-ți iubești oamenii din jurul tău. În primul rând, o promovare turistică este o ofertă de muncă pentru oamenii din zona respectivă. Asta trebuie să le rămână. Turismul sustenabil. Exact. Cum am văzut în Austria și am rămas foarte încântat. Am fost și în localități mai mici și în Austria, de exemplu, ei au aplicat de 10 de ani turismul sustenabil, promovau doar produsele locale, turiștii cumpărau produse locale și o ducea bine toată comunitatea până la urmă. Ceea ce reprezintă. Și în Elveția este avantaj. La fel și... Adică... Și știți ce e interesant? Că cu siguranță politicienii merg în vacanțe peste tot în țările astea frumoase despre care vorbiți dumneavoastră, doamna avocat Traian Bădulescu, măcar dacă ar veni cu niște idei de acolo și le-ar implementa. Ideea au, dar unii nu vor, probabil. Îmi pare rău să spun. Trebuie să fie și voință. Mai avem câteva minute și vreau să vorbim un pic concret pentru cei care se gândesc. Uitasem, mărturisesc complet despre Valentine's Day. Traian Bădulescu mi-a reamintit că vine Valentine's Day, vine nu dragobetele. După aceea vine și dragobetele nostru, pe care l-aș promova și mai mult, pentru că e tradiția noastră. Exact. Deja avem, nu știu, destinații de vacanță ce se întâmplă? Sunt, pentru că cuplurile s-au obișnuit și oricum, cam debutul anului turistic e apanajul cuplurilor, pentru că februarie-martie e o lună a cuplurilor, după aceea a doamnelor și domnișoarelor, mai ales martie, normal. Agențiile promovează oferte de Valentine's Day și culmea, acum vreo 15 ani spuneau și agenți de turism, ar mai trebui și dragobete să promovăm, a venit și dragobetele chiar în forță. Valentine's Day va fi într-o luni, e bine, unii își vor prelungi weekendurile, hotelurile și structurile de cazare din România sunt cele mai solicitate, zonele montane, turism rural mai ales, și au învățat foarte mulți hotelieri să creeze oferte atractive, cu o cină romantică, cu un cadou, o sticlă de șampanie, o sticlă de vin în cameră, o floare, pentru că este normal să fie așa. Și sunt și turiști care aleg și alte destinații externe, cei care își permit să-și ia mai multe zile libere, firește.
Iar dacă e să ne gândim un pic mai departe, la Paște deja, la 1 mai și de ce nu poate și la concediile și vacanțele de vară? Pentru vacanțele de vară au început deja rezervări tip early booking, pentru că sunt reduceri consistente, pornind de la 10-15% până la 50% în funcție de hotel, de destinație. Vorbim de destinații interne sau de destinații externe? Și interne și externe. Bine, destinația internă pe înscrieri timpurii, cum îi spunem noi în română, este litoralul. Și pot fi reduceri mari și la 30-40%, media undeva la 25-30%. Avantajul este reciproc. De ce au apărut early booking? La noi mai târziu în România, pentru că și în România agențiile de turism șomau de multe ori iarna și hotelierii. Acum preferă să primească o sumă cu reducere de la turiști, dar să aibă rulaj și iarna. Aici este secretul. Fiecare hotel își rezervă o parte din camere în regim early booking, deci nu este absolut nicio păcăleală. Și este în avantaj și turistul că își găsește la un preț mai bun din timp. Pe destinații externe, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt, Spania merg bine, destinațiile clasice. Și ca să închei legat de early booking, turiștii s-au obișnuit și din perspectiva pandemică că vara e relaxare mai mare și de asta au și început să rezerve. Bine, turistul s-a flexibilizat în toată lumea, își dă seama, domnule, dacă s-a închis destinația, puțin probabil vara, oricum o mare parte sunt vaccinați, restul își asumă teste dacă este cazul, își dau seama dacă cumva se închide destinația, vor fi reprogramați oricum sau rerutați pe altă destinație. E rolul agenției să aibă grijă de așa ceva. Putem fi optimiști, doamna avocat, că anul acesta va fi unul normal, dacă e să ne uităm la cum a evoluat pandemia, la faptul că mai multe voci, ca să nu spunem, aproape toate vorbesc despre faptul că ne apropiem ușor-ușor de finalul acestei pandemii. Încercăm să fim optimiști, nu știm ce ne va rezerva viitorul, adică primăvara și vara. E important totuși să ne păstrăm, așa zic eu, un echilibru, adică dacă ne dorim o vacanță, să respectăm măsurile care se impun, să alegem un loc care ne satisface, v-am spus, fie odihnă, fie zgomot foarte mare, depinde, fiecare are alte dorințe, fie cu persoane apropiate nouă, puține, fie în cercuri foarte largi. Deci, variantele există. Însă, eu aș vrea totuși ca statul să se implice mai mult, pentru că România are ce oferi. Adică, noi avem, știți cum e, pe vechea stemă a României erau munți, râuri, holde și așa mai departe. Asta este România, e o țară bogată. Deci, statul, dacă nu se implică, n-are ce să aștepte de la turismul românesc și nici de la turiști. Implicarea aceasta de unde ar trebui să vină? Ar trebui cumva deschidere la dialog, pentru că tot vorbeam ceva mai devreme și dinspre dumneavoastră, dinspre agenții, și dinspre mediul privat mediul și privat, dinspre stat. Statul ar trebui să vină cu o idee? Sau dialoguri... Momentul zero care ar fi? Momentul zero ar fi ca politicienii să fie politicieni și oamenii de afaceri, ambii să fie onești și să-și vadă de drumul lor și să colaboreze. Dar unii politicieni, din păcate, se gândesc și la afaceri. E o realitate, mi-o asum. Deși domeniul lor ar trebui să fie politic, așa cum era pe vremea lui Platon. Ai realizat ceva în viață și intri în politică 5-10 ani să dai ceva comunității și ai satisfacția asta. Nu să intri în politică și după aia să te afirmi. E o realitate. Da, nu toți, pentru că avem și politicieni buni. Doamne ajută, că altfel nu eram unde eram, că totuși are și România, eu gândesc pozitiv, anumite realizări importante, dar se putea mult mai bine. Ieșirea nu știu cum va fi, oricum e de urmărit, pentru că apropo de ce spune Traian Bădulescu, sunt foarte mulți turiști străini care ar vrea să vină în țara noastră și care ar vrea să vadă foarte multe lucruri pe care nici unii dintre noi nu le-am văzut. Cu siguranță e abia începutul de an, vom mai discuta despre vacanțe și ce înseamnă destinațiile preferate de români. Doamna avocat Traian Bădulescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de mine. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Colegul meu, Adrian Bucur, vă așteaptă de la Fix Prime Time. Rămâneți alături de noi.